Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videoclip în care vom vorbi despre optimizarea sistemului dumneavoastră. De data aceasta nu vom folosi setări anume pentru a face lucrul acesta, vom folosi o aplicație care face totul în mod automat în momentul în care apăsăm un buton. Este vorba despre Game Booster versiunea 4, o aplicație care spun eu că vă este folositoare tuturor celor care aveți sisteme mai puțin performante, dar și celor care aveți sisteme performante însă prost optimizate. În momentul în care se sesizați că aveți puține FPS-uri în jocuri sau anumite aplicații consumatoare de resurse nu fac față cu brio în sistemul dumneavoastră, puteți să folosiți această aplicație. Tot ce trebuie să faceți este să căutați pe internet Smart Game Booster versiunea 4, mergeți pe această pagină, apăsați butonul Free Download, vom salva aplicația și o vom instala, după care vă voi arăta metoda de utilizare a acestei aplicații, vom da Next, vom da I Agree, o lăsăm să se instaleze unde dorește, vom da Next, din nou Next, vom debifa această căsuță, vom da Next, se face instalarea aplicației Game Booster și finalizarea acestei instalări se face prin Finish, vom apăsa fereastra Finish, aceasta este fereastra de început a aplicației, unde putem să apăsăm direct butonul Boost. Haideți să facem lucrul acesta și să vedem care este nivelul de optimizare al sistemului nostru. Ne promite aici o îmbunătățire cu 40%, sistemul nostru devenind mai rapid doar prin simpla apăsare a acestui buton. Avem aici rezultatul a ceea ce s-a optimizat. S-a optimizat memoria RAM, în cazul meu s-a oprit 11 servicii. Dar după cum știți, în videotutorialele trecute am făcut un videoclip despre o altă aplicație sau de fapt un script prin care vă spuneam că puteți opri serviciile de care nu aveți nevoie. Deci eu folosesc optimizarea Windows-ului la maxim și cu toate acestea această aplicație a reușit să îmbunătățească comportamentul sistemului meu cu 40%. Cu siguranță în cazul dumneavoastră această îmbunătățire va fi mult mai semnificativă. Apăsarea acestui buton Boost se face în momentul în care doriți o optimizare a întregului sistem. Dacă dumneavoastră doriți să optimizați un joc anume, va trebui să apăsați pe Games și să introduceți jocul pentru a fi optimizat. În cazul meu este introdus în mod automat CS-ul și Grid 2. Dar așa cum v-am spus, dacă nu identificați aici jocul pe care doriți să-l optimizați, apăsați butonul plus, apăsați butonul Add Local Games și puteți să introduceți jocul. Aveți aici încă un tab Tweak unde puteți, dacă apăsați butonul Expert Mod, să faceți anumite setări, dar asta dacă înțelegeți ceea ce vi se prezintă aici. Eu spun să treceți peste acest tab și să mergeți la tabul Temperaturi. Aici aveți afișate temperaturi către procesorul dumneavoastră, către placa video, de asemenea către placa de bază și viteza de rotație a fan-coolerelor. De asemenea aveți posibilitatea de a vă afișa aici FPS-urile în jocuri, dacă doriți acest lucru, bineînțeles. Deci trebuie acest buton să fie pe on, dacă doriți, așa cum v-am spus, ca FPS-urile să vă fie afișate în jocuri în momentul în care rulați acel joc. Mergeți la opțiuni, la tabul meniu și aveți aici setări. Puteți să alegeți și anumite taste ca și șorcheturi către anumite acțiuni, cum ar fi Boost Performance, sau să reveniți la setările inițiale să vă fie afișate temperaturile și numărul de FPS-uri. Aici la temperatură puteți să alegeți între aceste două opțiuni. Eu aleg să fie afișată temperatura în grade Celsius. Aici aveți posibilitatea de a fi anunțați cu o alertă când se trece peste o anumită temperatură la procesor și la placa video. Eu am ales să fiu anunțat la 80 de grade, dumneavoastră puteți să alegeți o limită mai mică sau o maximă mai mare, bineînțeles. De asemenea, aici aveți în game unde anume să vă fie afișat numărul de FPS-uri sau informațiile despre temperatura procesorului, plăcii video și plăcii de bază. Eu am ales să fie afișate aceste informații în partea dreaptă sus. Aveți aici posibilitatea să alegeți în altă parte. La Advanced n-ar trebui să mergeți și la Privacy la fel nu ar trebui să mergeți. Deci cel mai important este să mergeți la General și să bifați aici dacă doriți ca această aplicație să pornească odată cu Windows-ul sau să doriți să o porniți dumneavoastră în mod manual înainte de a rula un joc pe care doriți să-l optimizați. După ce ați optimizat sistemul, dacă vreți să reveniți, puteți să apăsați butonul Restore și vor fi refăcute toate setările pe care această aplicație le-a modificat. Vom apăsa butonul Boost și așa cum ați văzut, aveți aici informații despre anumite servicii ce au fost oprite. Dacă vreți să vedeți ce servicii au fost oprite, apăsați pe aceste servicii și vedeți ce servicii au fost oprite pentru optimizarea sistemului. De asemenea, aveți aici și alte optimizări ce au fost făcute, așa cum v-am spus, curățarea de memorie RAM și alte optimizări.
optimizări pe care le face. Sper că această aplicație să vă ajute să vă optimizați sistemul pe lângă videoclipurile pe care le-am făcut până acum. Dacă acest videoclip v-a ajutat, vi s-a părut interesant, nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți-l, de asemenea abonați-vă și dacă v-ați abonat, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări, doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal.